Din păcate, datorită acestui fenomen tipic României, a plecărilor persoanelor active în străinătate, avem din ce în ce mai multe cazuri de autism. Este o corelare între această afecțiune și timpul care este petrecut de părinți cu copiii la o vârstă fragilă, și atunci trebuie să creștem capacitatea noastră ca țară de a trata aceste afecțiuni. În urma declarațiilor ministrului Sănătății, organizațiile non-guvernamentale au reacționat. Potrivit reprezentanților acestora, nu există niciun studiu serios care să susțină afirmațiile acestuia.